Președintele Partidului Social-Democrat a declarat după votul în Consiliul JAI, în care Austria s-a opus intrării în spațiul Schengen a României, că se simte umilit. Totodată, liderul social-democrat a lăsat să se înțeleagă că pe viitor și România ar putea apela la dreptul de veto atunci când se vor pune în discuție interesele austriece. Un gust amar, un sentiment de umilință a românilor, pentru că am îndeplinit toate condițiile și un singur stat european s-a opus intrării României în spațiul Schengen. Total incorrect și nedrept. Totuși, românii suntem un popor empatic la greutățile altora și vedem cât de bine s-a manifestat la necazul prin care trece Ucraina. Nu știu de ce un stat european, Austria, a dorit în acest moment să creeze un cadru de bucurie într-un stat agresor al Ucrainei. Este o rupere de logică între ceea ce declarăm în cadrul Uniunii Europene și ceea ce face. Nu, cred că vor trebui să dea anumite explicații și să suporte anumite consecințe la nivel european, în primul rând, unde și România, ca și Austria, are un drept de veto. Marcel Ciolacu a mai subliniat că Austria a aruncat prin votul dat o umbră de îndoială asupra conceptului de Europa Unită. Nu poți să-ți folosești dreptul de veto împotriva unui stat european care a îndeplinit absolut toate cerințele, care este total egal ca și tine în drepturi în Uniunea Europeană, ca să-ți acoperi anumite probleme politice interne. În momentul în care nu ne respectăm cuvântul dat în interiorul familiilor, deja am intrat în altă logică. Se schimbă ceva din fundamentul pe care a fost construit acest proiect, până la urmă politic, această Europa Unită. Un mesaj a avut și președintele PSD Buzău, Lucian Romașcanu. O veste proastă nu numai pentru România, ci și pentru solidaritatea europeană. Iubeam Austria dintr-o mie de motive, cultura noastră comună, oamenii, pârtiile, Viena, Mozart și multe, multe altele. Totul este acum doar o imensă amărăciune, o nedreptate care nu poate fi curând reparată, a stricat mai mult decât pot chiar și austriecii să înțeleagă acum. Înțeleg că politica e negociere și compromis, dar am învățat că nu există politică sănătoasă fără caracter. Politicienii austrieci și nu numai ale căror interese le vom afla, sigur, au decis, fără un minim caracter, chiar împotriva propriilor interese, a scris pe Facebook ministrul culturii.